În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, ne apropiem de Tine cu inimile pline de necazuri și greutăți, căutând ajutor și alinare în mijlocul tulburărilor vieții noastre. Tu, care ai promis că vei fi alături de noi în orice încercare, Te rugăm să ne acorzi puterea și îndrumarea Ta în această perioadă dificilă. Doamne Iisuse Hristoase, Tu, care ai învins moartea și ai biruit lumea, ne închinăm în fața Ta, aducând înaintea Ta toate îngrijorările și problemele noastre. Fie ca lumina Ta să strălucească în mijlocul întunericului necazurilor noastre și să ne îndrume către calea mântuirii și biruinței, Te rugăm! Doamne, să ne acorzi liniștea interioară în mijlocul furtunilor vieții! Fie ca Duhul Tău Sfânt să umple inimile noastre cu pacea care depășește orice înțelegere, astfel încât să putem trece prin necazuri cu încredere și statornicie. Îți încredințăm fricile și neliniștile noastre și rugăm să fim sprijiniți de tăria Ta divină. Doamne Iisuse, Te rugăm să ne ajuți să privim dincolo de necazurile actuale și să avem credință în planul Tău perfect. Fie ca ochii noștri să fie deschiși la înțelepciunea și călăuzirea Ta, chiar dacă nu înțelegem întotdeauna rostul suferinței noastre. Îți încredințăm înțelepciunea noastră și rugăm să fim conduși de voia Ta în fiecare pas pe care îl facem. Te rugăm, Doamne, să ne umpli inimile cu speranța și încrederea că Tu ne vei aduce izbăvire în timpul în care ne lovesc necazurile. Fie ca credința noastră să fie neclintită, iar rugăciunile noastre să fie un strigăt către Tine în căutarea ajutorului și mângâierii Tale. Îți încredințăm speranțele noastre și rugăm să fim întăriți de harul și bunătatea Ta. Doamne Iisuse, Te rugăm pentru cei aflați în situații disperate și necazuri fără de sfârșit. Fie ca mila Ta să se reverse asupra lor, iar Tu să le fii sprijin și scăpare în mijlocul fiecărui obstacol. Îți încredințăm pe toți cei care suferă și Te rugăm ca Tu să fii aproape de ei în fiecare clipă. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să privim la necazurile noastre din perspectiva credinței. Fie ca fiecare încercare să ne apropie mai mult de Tine și să ne întărească credința în puterea și iubirea Ta. Îți încredințăm toate încercările cu care ne confruntăm și rugăm să fim conduși de Duhul Tău prin mijlocul lor. Doamne Iisuse, Te rugăm să ne eliberezi de orice legături cu necazurile noastre și să ne duci într-un loc de pace și bucurie. Fie ca fiecare zi să fie un pas spre ieșirea din întunericul necazurilor și să ne conducă în lumina Harului și a binecuvântării Tale. Îți încredințăm călătoria noastră și rugăm să fim ghidați de lumina Ta divină. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să avem răbdare și să ne încredem în Tine în timpul necazurilor. Fie ca rugăciunile noastre să fie un mijloc de comunicare cu Tine, care să ne aducă alinare și sprijin. Îți încredințăm răbdarea noastră și rugăm să fim întăriți de încurajarea și prezența Ta, Doamne Iisuse, învățător al iubirii și al iertării, învață-ne să iubim și să iertăm chiar și în mijlocul necazurilor. Fie ca inimile noastre să fie deschise către mila și iertarea Ta, iar noi să fim instrumente ale împăcării și iubirii. Îți încredințăm relațiile noastre și rugăm să fim ajutați să devenim mărturisitori ai dragostei Tale în vremurile dificile. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să ne menținem încrederea în Tine și să ne bazăm pe Tine în orice circunstanțe. Fie ca fiecare dificultate să devină o ocazie pentru a ne apropia de Tine și a crește în credință. Îți aducem laude și îți purtăm adâncă recunoștință pentru faptul că Tu ești scăparea și izbăvirea noastră în mijlocul necazurilor. Amin.